Izabela abia coboară, pentru că a avut și ea un incident la volei acum vreo 3 săptămâni, cam așa, tati, nu? Și atmosfera de Crăciun este și întâi. Izabela vrea să-și ia niște șosete de-astea să stea în casă. Am venit la market să facem un pic de cumpărături și deschide la nou. Dar până plecăm, avem un coleț aici, care a venit să-i facem un unboxing. Salutare, dragilor! În sfârșit apărăm și noi pe micul ecran după o perioadă, cred că mai bine de o lună de zile de când nu am mai postat. Salutare! Sunt doar cu Izabela pentru că Alina este la muncă. Știți bine motivul pentru care nu am mai postat. Suntem bine sănătoși, dar motivul este că încă nu am terminat de renovat camera misterioasă. După cum vedeți, aici este încă totul mascat. Doar ce am ieșit de o jumătate de oră de aici. Situația este cam așa. Am dat o mână de lavabil. Suntem aproape pe terminare. Așa că în curând o să revenim la normalitatea noastră cu un video miercuri și duminică. Mulțumesc că stați alături de mine. Am văzut că sunteți acolo toți. N-ați plecat niciunul. Și din ce în ce mai vin abonați noi care le spun bun venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem un plan, mergem până la Leroy Merlin să iau niște accesorii și vopsea de parchet. Și după care eu o să vin înapoi și pe seară, după ce trec 5-6 ore după prima mână de lavabilă, o să mai dau o mână de lavabilă. Așa că, dacă n-aveți ce face, stați aici, mergem să cumpărăm ce ne trebuie. Dar până plecăm, avem un coleț aici, care a venit să-i facem un unboxing. Este vorba despre o mașină de cafea care am comandat-o de la Unieuro. Unieuro este un lanț de magazine gen Altex în România, ca să înțelegeți voi. Pentru cei care nu știți, pentru care sunteți în Italia, știți despre ce este vorba. Nu că nu aveam mașină de cafea, aveam mașină de cafea, dar când și când mai vrei să bei și un cappuccino sau fetele nu bea cafea cum beau eu la mașina automată, da, care și râșnește. Și avem așa niște gen capsule. Și am hotărât, bine, mai avem una care o folosește Alina la muncă. Am hotărât să luăm o altă mașină de cafea și pentru acasă cu capsule ca să folosească și ele. Hai să vedem ce este înăuntru. Ne-a trimis și ceva cadou. Asta este un carton doar pentru să vină în siguranță, să nu... Stai să scoatem, tati. Prindem de aici. Dă cutia mare, într-o parte. Și am luat un de Loggi. Este cu capsule. Dolce Gusto sunt capsule. Are înăuntru aici? Capsule? Da. Nu, ar trebui să ne fi trimis și ceva cadou, da. Nu cred că nu... Ne-a trimis nimic. Asta e un unboxing așa rapid și căpiat. Ia să scoatem mașina aia. Mai e ceva? Nu. Cartea aia ce e acolo, un plicul ăla, ia vezi. Foarte bine ambalată. Ta-da! Se vede aici. A, da, așa e, se vede. Păi da, acolo este apă, tati. Și... Dar nu e la fel. Deci cafea Dolce Gusto. Păi nu e la fel ca cealaltă. Păi da, asta se rotește de aici. Dacă o punem imediat în funcțiune. Îi pun suportul pentru aia și avem capsule acasă, tati. Da, deci eu vreau să încerc și capsule cu mocacino. Du-te și adu-le să vedem. Ce ne-ai adus? Nocciolino? Mocacino. Hai să o ducem la priză repede. Îi va lua locul acestei căni cu care fierbeau. Deci vedeți mașina mea de cafea, o știți. Râșnește, face și cappuccino cu spumă de lapte, cu tot ce trebuie, dar e mai complicat. Așa, ele preferă capsulele astea, cealaltele astea. Și am hotărât să mai luăm una din asta. Așa, ridicăm acum. Scoatem recipientul ăsta pentru o pun eu acolo, nu e bine ce am făcut cu apă, dar în fine, cu o mână deschidem și mie capsulele. O capsulă de mocacino. Punem aici capsula. Bine, voi știți, dar numai că fac eu așa ca să... Dar ce nu intră? Am băgat bine.
Ce se întâmplă? Ah, mai tare, un pic să mai forțez, da. M-am speriat. Și acum la tine stai să dăm 1, 2, la 3 dimensiune. Îți intră? Nu, punem suportul jos. Așa. Și pune jos. Are două modalități. Aici pentru paharele, cănile mai mari și pentru cum am pus eu pe asta mică mai sus. Ia pune tati să vedem. Îi dăm drumul. Hai da! Mamă, dar ce-a țișnit, ai văzut? Da. Dar ce fierbinte. Oi, mamă, uite cum se vede. Dar de sub, vezi? Ha, ha, ha. Gustă, ia vezi. Vezi ușor să nu-mi frigă, tati. Dar ea miroase, miroase un pic ca cacao, nu știu cum. Da, miroase frumos, da. E bun? Super tare? Da. Deci îți spun eu acum că gust din el și spun dacă îți trebuie la 4 sau... Mamă, dar ce spumă are. Vedeți spuma cât e de groasă? De un deget este. Da, îți trebuie la 4, că e cam amară. Deci dimensiunea la cealaltă ta îți trebuie, cum bei tu, ca mocacino din ăsta, la numărul 4. Deci am instalat și jucăria și după, nu știu, câteva secunde, ceva de genul, se oprește singur, e în automat. Nu trebuie să aveți grijă ei. A costat, dacă vă interesează, 59 de euro, pentru că era în ofertă, de obicei era 90 și ceva. Bun. Izabela abia coboară, pentru că a avut și ea un incident la volei acum vreo 3 săptămâni, cam așa, tati, nu? Ceva de genul. Și... Încă nu i-a trecut și de atunci nici volei n-a făcut sărăcuța, dar o să vă povestesc eu după, când ne întoarcem. A venit toamna și la noi în Italia, sunt 15 grade, astăzi 11 și noaptea cred că sunt undeva, adică cred, știu că sunt undeva la 5-6 grade doar. E timpul ei, n-avem ce face. Ce dor îmi e de un vlog, de o plimbare, de, hai, de capul meu, n-am mai ieșit de 2 luni de zile de când camera asta mi-a ocupat tot timpul. La muncă, acasă, seara, câte o oră, două, cât am putut să fac, câte puțin, am mai și așteptat să mai ieși usuce, m-a ținut pe loc, așa că e greu. Dar termin eu și cu chestia asta, mai am o săptămână. Adică de azi înainte, încă 7 zile și obligatoriu trebuie să termin pentru că vine mobila. I-am amânat odată, așa că nu mai pot. La revedere! În 7 zile trebuie să termin. Și după o să revenim la normal. Sper! Hai că am ajuns. Să vedem dacă găsim ce ne trebuie. Da, ca de obicei nu am găsit nimic decât niște silicon din tot ce voiam. E ceva de speriat cu magazinele astea de aici. Deci, oameni buni, caut accesorii pentru o plintă de parchet de 2 luni de zile. Am luat plintă din aia cu canal cablu de plastic de PVC, pentru că mai am fire de băgat în ea și așa mai departe. Și nu găsesc accesoriile. Am găsit de unde am luat-o doar colțar de interior, îmi trebuie colțar de exterior. Nu găsesc terminalele unde se pune când ajungi la ușă. Am găsit nadele. Am venit aici la Leroy Merlin, pe internet mi-a arătat că are, dar nu-mi dădea dimensiunile. A mea este de 60 înălțime, aici aveau de 70 al model. Nu, e ceva de nedescris, nu știu, eu aproape de fiecare dată când fac câte ceva sau vreau să fac ceva, să construiesc sau să repar, ba nu găsesc aia, ba nu găsesc aia, sunt extrem de prost dotat la chestiile astea, nu? Sunt sub orice critică, eu basta. Și acum trebuie să plec de la Piacenza la Parma, aproape 50 de kilometri, că și acolo mi arată care avea, la un alt magazin, la un Tecnomat. Problema e că pe stradă e o coadă de neimaginat, accidente la stânga, la dreapta, la de nu mai știi ce să mai... Da. Vedeți voi, după ce că n-ai timpul necesar, nu găsești nici ce trebuie și de-aia nu am trimis nici de vloguri, nu că nu vreau să fac sau că pur și simplu
nu ai timp să filmezi, să editezi, să sunt nervi, sunt... Da, așa... Așa este Italia, pentru cei care nu știți, foarte prost dotată din punct de vedere al materialelor de construcții. Nu că țin cu România, dar este sub România cu mult, cu mult, e zero pe lângă România la, în privința materialelor de construcție. Tecnomatul pește, să vedem dacă e ce găsim, că m-am săturat de toate prostiile astea. Aici e ceva de genul, la Diblu găsești plasticul, dar nu și șurubul care intră în el, cam așa e în Italia. Eram sigur că vin degeaba și până aici, am venit degeaba, ca de obicei. Hai de capul meu. Vă vine să crede sau nu, suntem la al treilea depozit din ăsta de materiale. Vai de capul meu. Ăștia pregătesc acum pentru Crăciun, ia uitați. Montează aici la steluțe, la luminițe, la ce trebuie aici să fie frumos și la noi. În sfârșit aici am găsit ceva vopsea de parchet ce mai îmi trebuia. Dar tot nu am găsit accesorii pentru print, așa că nu știu, să mă uit pe internet să vedem, dar nu știu când ajung. E ca la nebun. Și atmosfera de Crăciun este și a întâi. Izabela vrea să-și ia niște șosete de-astea să stea în casă cu ele. Îți iei așa? Da. Bine. Ana, dimineața din nou. Ieri n-am mai filmat nimic pentru că am ajuns acasă și m-am apucat să dau a doua mână de lavabilă. Acum este o fără ceva ceasul și sunt plin de sabene. Ghiciți unde mergem. Mergem să luăm varză. Am fost săptămâna trecută, duminică, și nu avea de ajuns. Și am vorbit să ne aducă pentru duminica asta, așa că mergem la mercatul să luăm varză de data asta. Hai de capul meu. 7 grade, o fără un sfert. E jale. A venit iarna. 5 grade sunt aici. Hai de capul. Hai să luăm sabenele. Să vedem, ne-a adus varză sau nu ne-a adus. Ăștia cu mâncarea sunt deja aici pregătiți. Ia să vedem și varza noastră dacă a venit. Este în var. În lăză aici oare. Da, asta aici acum. Hai că e frumoasă. Gata și varza. Am luat 21 de verze. A fost 1,39 € de 5 kg. Anul trecut era 1 euro, anul ăsta 1,39 €. E bine și așa, frumoasă și mai mare și mai mică, potrivită, frunza cu foaia subțire, exact cum trebuie. Și tu, Izabela, ce ți-ai mai luat acolo? Mi-am luat buturi și struguri. Ia, ce e aici? Struguri, mamă. Ia. Dacă sunt rezi, dar sunt buni rău. Aha. Mamă. Și guturi. Ce frumoase sunt. Astea erau 4 euro kilogram guturile și strugurii nu mai știu să vă zic. În fine, hai acasă că mergem, că mai avem o groază de treabă. Am venit la market să facem un pic de cumpărături și deschide la 9. Mai durează un sfert de oră, așa că bem o cafea și mâncăm o brioșă până deschide ăștia aici. Apa pentru varză. Varza, ia uita ce frumos am așezat-o, gutuia. Și am depistat și de unde putem să cumpărăm hrean. Hai că e frumoasă și mare și mică, ia uite. Ha? Si, e bună, eu am masajat, am gustat. Este aici un aprozar la noi în oraș care te duci și comanzi hrean, este 14 euro kilogramul, îl comanzi azi și în o zi, două, ți-l aduce când se duc la marfă. Așa că gutuie aici, gutuie, varză, apă și vine și hreanul. Și mai lăsăm două zile la muiat și gata, o băgăm la Butoiescu aici. Bună dimineața de nou! Vedeți voi de ce nu apar vlogurile pe YouTube? Pentru că nu este timp, astăzi este luni, este ora 8 de dimineață. Noroc că trebuie să plec mai târziu la ora 11 la muncă, așa că până plec la muncă mai dau o lună de vopsea aici la parchet, da? Asta e viața, nu avem ce face. Cam așa stă treaba la
Asta e motivul pentru care nu au venit vloguri pe YouTube. Nu ai timp. Și de muncit, și de editat, și de filmat, și de multe altele. Dar săptămâna asta terminăm. Și de săptămâna viitoare sperăm să luăm activitate normală, cum eram până acum, miercurea și luni. Da, vă las că am treabă. Ciao.